No, bun. Așadar, hai să începem. Need for Speed Hot Pursuit. Seacrest County has become the ultimate place to speed. A playground for the most exotic cars and drivers in the world. But this is not a lawless place. Ok, faine caținurile. Led to the creation of the world's fastest police force, Seacrest County Speed Enforcement. The SCPD spare no expense to redline it. În sfârșit nu mai sunt puii mei super blurry. Every day, new drivers still show up and attempt to tame Seacrest County and outrun the law. The pursuit for the ultimate drive starts here. Which side are you on? Da, mi se pare să... Mi se pare că e încet volumul. Boamă, lași hartă în stil GTA, păi dar ce vorbești, bă? Numai în GTA 5 mai vezi de-astea. Grand Ocean Coast. Aici poliția stă la pândă ca în ro. Serios? Dar și open world ăsta. Deci, hai să începem cu... Aici poți să fii polițist, nu? Da. Hai să începem cu poliția. Why not? Traffic Police Unit. An erratic driver in a smashed up car should be an easy bus for a new recruit. Ok, in a smashed up car. Suntem polițiști azi, băieți! You begin your career as a rank 1 cadet with limited access to the department. Ok. Suntem recrut. Your career with the SCPD will be measured on your performance in the field. All of your actions are monitored and recorded in the system as bounty. The more bounty you are awarded during an active mission, the faster you will progress. Deci trebuie să facem bounty-uri. Am înțeles. Adică bounty-uri, să creștem bounty cât mai mult. Basic busting procedure is to bring the suspect to a halt or force the vehicle to stop with excessive damage. As an interceptor, you are authorized to use any available force to bring the suspect in. The objective is to bust the suspect in the shortest amount of time, minimizing impact on the population of Seacrest County. Okay. Nu știu dacă am înțeles bine, am un fel de putere să-i opresc pe ăștia? Sau trebuie pur și simplu să dau wreck, gen? Ah, ok. Bun. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Ford Crown Victoria. As you prove your value to the department, command will make more exotic equipment available to you. Good luck. Hai că e ok, începem cu mașina. Mașina clasică de Need for Speed, băieți. Mașina clasică. Bun, ce opțiune avem? Avem doar opțiunea să începem cursa, așa că hai. No, acum nu m-am uitat să văd în primul unde sunt nitro-urile, unde sunt toate astea. Bust the racer to win and earn the most bounty. The most bounty. Adică 6.000? Cred că 6.000. Mersi mult de tot, Yuna, pentru gift. Pentru membership. Apreciez. Bă, arată bine până acum. Bine, e remaster, dar... Ok, și aici începe. Oh, aici e pe WASD, ce pui mei. Ce dubios, man, n-am jucat niciodată racing pe W, pe accelerație. Ok, și pe shift avem nitro-ul. Mamă, dar așa remastered, bă, arată ca lumea rău. Că parcă ăla originalul nu arată chiar atât de bine, deci fii atent. Bang, îl băgăm în zid. A, și ne ducem noi, dracu. Aoleu, ce dracu facem? Ok, hai să ne dăm iar un pic de nitro. Și ni se încarcă? Da, ni se încarcă. E ok. Felicitări, Dragoș, că tu ai primit membru, am văzut. Hai să ne băgăm nitro, frate. Avem într-un minut să-l prindem ca să facem gold, da? Și bounty-ul, cum naiba îl obținem? Ok. Aoleu, băieți! Am intrat în silver! Oh, și l-am doborât! Bastard! Ăla-i, frate! Măcar am făcut silver, dar nu-mi place că am făcut silver. Se poate oare după aia să le refac?
are. Chase 1-1. Am făcut bounty 7000. New carrot 10000. Ok. Eu zic că e și bine, nu? Cu 7000 e cât de cât ok. Chit că n-am condus foarte wow. Ce? Ne-am dat în loc? Stai că n-am fost atent. Ne-am dat în loc la Subaru? Ok. Ia, păi și... Nu ne mai arată... Bă, nu ne mai arată alea. Sau dacă dau aici... Ba, uite, ne mai lasă să ne facem încă o dată. Bun, hai să-l facem... Îl facem altă dată. Sau să-l facem din nou. Bă, îl fac pe ăsta de aici, de jos. Mission Beach. Și dacă vreți să le refac din nou, lăsați acolo un comment, gen pe live. Escape to the beach. Hot pursuit. Respond to the reports of dangerous living in the vicinity of Mission Beach. Locate the three racers. Mamă, frate, trecem direct la trei... Trei d-ăștia șoferi, bă. E, da, avem Subaru, bă. Avem Subaru, bă. Select car. Păi rămânem cu Subaru, ce ai? Ce zici de idee? Dacă te sperii, donezi un membership la cineva. Au, membership la cineva. Bă, o să... Nu știu dacă mă lasă. Că aș vrea să fac și donații de membership-uri la un moment dat, dar... Nu știu dacă mă lasă YouTube-ul, gen, știi? Shut down the race to earn the most bounty. Ok. Deci sunt trei. Galben, albastru și roșu. Hai că le-am reținut, oricum o să fac și în sport, deci bănuiesc că o să le disting destul de rapid și ușor. Haideți, băieții! Ok. Dacă merge bine mașinuța, mamă, dar ce-mi place grafica, bă, deci efectiv să treci așa de la Most Wanted, stai că eu l-am lăsat pe ăsta în spate. Dar hai să mergem în față, de fapt, ne ținem după ăștia care sunt cei mai rapizi întâi. După aia ne luăm de ăilalți, da? Pass at one bust. Ok, deci la un bust îți iei pass. Și ce drifturi, băi, frate! Mă lași! Fiți atenți! Mamă, ce ușor e să faci drift în jocul ăsta. Fii atent! Bang! Mai intrăm încă o dată imediat în el! Ce aproape am fost acolo să intru eu în zid și să-mi iau rec. Ok, un racer și-o luat busted! La limită! Și acum merem după el alți. Bă, băiatule! Bă, tu vrei scandal, băi! Bă, tu vrei scandal, băi! Bang! I-am dat și-o ăsta rec. Și mai e unul. Merit achieved. Distinction at 3 busts, ok. Văd că nu mai avem acum limită de timp. Că m-am dus un pic aiurea. Hai că e bine. Să zicem. Hai că mai am o dată să-l, dacă îl lovesc, e gata. S-au și eu gata. Nu știu, eu am... Da, uite, am și eu de ăsta de damage. Pot și eu să-mi iau rec până la urmă. Ok. Bang, gata. Gata, băi, asta a fost și misiunea 2. Misiunea 2. Bun, la asta am făcut gold. Încă n-ați zis dacă să refac și cursa aia altă sau nu. New personal best. Adică singur, personal best. Escape to the beach. Mai avem un pic și facem... Sau? Da. Mai avem un picuț și facem o nouă mașină. Oh! Am făcut o nouă mașină. Am făcut rost de o nouă mașină. New vehicle. Și de data asta ne dă... RX-8. Ăla-i. Deci cu ăsta o să mă duc în continuare. Fără semn de întrebare. New vehicle pro... Ce, bă, încă unul? Ford Concept. Ok. Dar costă ceva bănuți, nici nu știu acum dacă am bani, de altfel. Ok, nu refacem atunci cursa aia. Grand Ocean Coast. Bun. Să facem acum, hai să facem și o cursă. Cursă normală, gen să fim noi ăia răi. Roasters Reborn, redesigned, reshaped, reborn, unleash the true potential of these exciting roasters from Porsche, Nissan and BMW. Entry in the Roasters Reborn race event is confirmed. In this showcase event,
You will unleash the true potential of the Roadster as you compete against other drivers in a race along the Seacrest County coast. Use your driving skills to outmaneuver the opposition and take a medal. Your reputation is measured in wanted levels. Currently, you are not registering much activity and are classed by the SCPD as a level one speeder. The greatest drivers win the races and outrun the law with style and are classified as level 20, most wanted. Okay. The daily activity is measured as bounty. The harder, faster, and more dangerously you drive, the more bounty you will earn. Win races, beat your rivals, and stay one step ahead of the cops to increase your wanted level and get access to new cars and entry into the toughest events. Am înțeles, deci merge cam pe același principiu. Un fel de... Cu cât ești mai bun, cu atât ajungi mai sus, wow! Nitros will only charge if you drive dangerously. Drive in oncoming traffic lanes. Near miss other vehicles. Ah, ok, deci practic nitro ne crește dacă ni se încarcă dacă facem chestii mai periculoase. This race has restricted entry requirements. You can choose any of the available cars to drive in the race. Some cars are locked at this time and will become available as you increase your any of the available cars, adică Boxster Spider-ul. Deci mașina rea deloc. Deci haideți să intrăm cu asta. Get ia ce culoare să-i punem. Porsche engineers have realized a long-held dream. Oh, îi pun un galben care arată bine. That is more original, more sporty and more... Cer scuze, doamnă, că te-am întrerupt. Bă, nu cumva oare merge mai bine cu... Cred că merge mai bine cu camera mea jos în stânga. Da, bun. Avem 8,4 mile. Hai să ne vedem mașinuța, băieți. Hai să ne vedem mașinuța. Bă, eu dau skip la chestia asta, că durează prea mult în puii mei. Dar îmi place prea mult grafica, deci îmi place prea mult. După am zis, efectiv, mi se pare așa de dubios să trec dintr-o dată la astea mai noi. Bun. Cu toate că... Unde, dracu, să-mi pun, frate, camera? Pe jos în stânga vedeți, practic, hard. Dați așa că la Porsche... E Porsche sau Porsche? Ups, pasc că mă uitam la altceva. No, că am rămas ultimul acum. No, că am rămas ultimul. Deci, hai să facem aici un near miss ca să ne mai încărcăm un pic mit. Da, căcat, near miss pe naiba. Ok. Aplicație pe PC, care poți vedea FPS. Da, vi se pare că e FPS-ul prea jos? Eu zic că e... Căcat! Porsche, ok. Excuse-moi. Eu zic că e 60 FPS-uri jocul. Dar mai are uneori frame drop-uri de alea, ați văzut? Că așa, odată la un minut mai bagă un mic frame drop. Acum asta e, bă, până fac eu upgrade la comp, ce dracu să fac? Ne menținem bine pe ultimul loc, băieți, suntem foarte ambițioși, te pare. Hai că ne încărcăm acum nitro și îl și dau maxim. Ia uite, bă, pe ăsta, frate, de pe locul 5, tot nu... Cred că o să trec pe mediu după jocul ăsta, după cursa asta. Cred că o să trec eu pe mediu. Ăștia sunt totuși destul de aproape de mine, adică nu... N-ar fi greu să-i întrec. N-ar fi greu. Ok. Bă, du-te bă de aici. Uite, nici nu prea poți să-i împingi, se pare. Cam greuț, cam dificil. Așa pentru prima cursă... Acum ce-i drept am făcut la început prostia aia, prostiile, că am făcut mai multe prostii. Dar am rămas în spate, în urmă. Ok. Ok. E bine. E bine, hai că trecem acum pe locul 3. Noi au pe scurtături. Noi au pe scurtături. Mașinile au cam greutate reală, serios. O, rahat! Bă, dar de ce fac pe mereu o chestie asta? Deci frână de mână, never again. Bă. Bă, cum v-am mai împins, mă? Bă, cum v-am mai împins, mă? Bă, locul 2. Bă, locul 3. Bă! Stați, fraților, că iar mă rămân pe ultimul loc.
Am vrut să fac un near miss, dar nu mi-a prea ieșit. Hai că suntem aici aproape de locul întâi, bă, deci suntem atât de aproape. Ăla-i, locul 2. Dacă bara roșie... A, am pierdut misiunea dacă se duce bara aia de damage până jos. Am crezut că doar îmi dă gen... Reset car position, cum ar veni, resetează poziția mașinii. 1 mile to the finish. Ok, hai că ne anunță, e bine. Deci pot să fiu atent doar la traseu. Nu trebuie să mai fac griji. Ia uite, în tunel se aprind... Bă, mă, lași. În tunel se aprind farurile, bă. Se aprinde faza scurtă. Ok. Hai, gata, suntem pe locul întâi. Și acum am ajuns la... Finish. Easy. Pe final, că la început a fost destul de dificil. Ok. Bun. Mă lasă să merg mai departe? Da, ok, mă lasă. Bun, cred că primim iarăși o mașină nouă, nu? Da, primim iarăși o mașină nouă. Tot un Mazda RX-8. Deci, efectiv, îmi vine să joc numai cu astea, bă, în toate jocurile, în toate NPS-urile în care e Mazda RX-8, îmi vine numai cu alea să rămân. Uuu, și un SRT-8. Mamă! Mamă! E ca lumea și ăsta, frate. Ok, deci... Am făcut și cursă. Hai să mai facem încă una. Că am făcut două misiuni cu poliția, nu? First offense. The Seacrest County Police take a zero tolerance policy to the limit infraction, speed limit infractions and their enforcement tactics. Tactics can get a little rough. Scuzați-mi engleza de baltă de moment. Still, what do you care? You have a race to win. Ok, credeam că dă informații mai importante de atât. Hai să băgăm cu Charger-ul. Că prea joc numai cu Mazda de fiecare dată. Și-l fac negru. Negru, bă, negru, frate. Ce? Cum adică cu poliție? Păi eu sunt... Ok, da, am înțeles, doamnă. Îmi place că dau skip la toate chestiile astea și după aia mă mir că nu știu nimic despre mașini, știi? Că acum mi-a explicat aia cum... despre Charger, gen. E cu poliția, adică la modul... O urmărește poliția, nu? Că... Eu sunt ăsta... Eu sunt the bad guy. Dăm skip din nou. Okay. Ah, adică vei fi urmărit. Ok, am înțeles. Da, bă, stai că ai dreptate tu, că în celălalt a fost doar cursă. N-am avut și poliție. Bă, dacă au băgat și urmăriri în timpul cursurilor, atunci e ca lumea. Că, sincer, asta mi se pare cel mai fascinant la NPS-uri. La primele, cel puțin. Alea OG. Ia uite. Ăla-i. De-aia ziceați voi că stă poliția la pândă ca în România. Acum am înțeles de ce. Aoleu, fuck. Ok, nu e cel mai tare handling la mașinuța asta. Crash escape. Bun. Slipstreaming. A, deci aici merge cu slipstream. Bă, poliția. Bă, poliția. Stați, bă, că ăștia încearcă să-mi dea damage. Ok, să fiu atent atunci și la polițiști. Nu doar la ăștia din față. Hai că ne dăm atunci slip streaming ca lumea. Ia uite ce porc. De The Crew ce părere ai? Bă, n-am jucat foarte mult, sincer. Am jucat foarte scurt atunci când a fost gratis pe Xbox Live, pe Xbox. Dar sincer nici nu mai aduc aminte cum era. Acum nici nu mai știu, parcă e free. Parcă e free to play din ce țin minte. Cum dracu i-am dat lui ăla takedown, eu nu știu. Dar i-am dat. Nu mă deranjează ideea. Ok. Bă, merge mașinuța asta. Ce-a fost cu dispariția acelei mașini de poliție? Nu știu. Dacă merge blană. Cu toate că... Porsche-ul ăla de... L-am avut mai înainte. Ăla era mai ca lumea, mi se pare. Îmi plăcea mai mult. Am băgat frână de mână, la risc, dar a ieșit bine până la urmă. Dar ăla, bă, de pe locul întâi, fratele meu, se ține ca lumea, bă, pe poziția lui. Hai, poliția, doboară-l, te rog eu mult. Fă-i, frate, o mișcare de aia nașpa. Dacă eu sunt mai atent la polițiști decât îți la cursă, în pui mei. Hai, da, frate!
Ok. Fii atent că ce îmi face. Nu-mi zic că am pierdut cursa, bă. N-am pierdut cursa, dar am rămas pe locul 4. Adică practic am pierdut tot, gen, știi? Este mai potrivit pentru impact. Ah, ok. Fain joc, bună alegere. Mersi, frate. Da, chiar așteptam, sincer, să bag Hot Pursuit-ul ăsta. Îmi place că e remastered, nu remake. Când aud remake, îmi vine să mă iau... Am crezut că mi-am luat eu Crash, iară. Când aud remake, îmi vine să-mi smulg părul din cap, frate. Că știu deja că o să le strice, gen, știi? Nenicule! Nenicule! Ia uite cine e pe locul întâi, a? Mai am o milă până la finish, dar nu niciun fel de scurtătură. Am înțeles cum stă treaba cu ele, nu-s de mine, deci prefer să nu. Oricum văd că momentan nu ia lumea pe scurtături. Oare e free roam în jocul ăsta? Asta chiar e curios. Avem bounty 2400, că e camera mea peste el, nu-l vedeți. Avem bounty 2425. Și ce ăsta e finish-ul? Ah, ok, este a fost finish-ul. Personal best, gold awarded. Na, hai să vedem acum ce mașină ne deblocăm, că sigur ne dă iar una nouă. Așa-i? Așa-i. 3 reward-uri primim. Wanted for extreme speeding. Ok. Acum suntem suspect level 2. Însă nu știu dacă asta e pe mașină sau e pe mine, gen. Pe mine ca persoană. Mitsubishi Motors. Avem un Lancer Evolution X. Mamă, și ăsta e. Și ăsta e. Și am mai primit un Camaro SS. L-am încurcat momentan cu Chevelle-ul când am citit numele. Mamă, acum am de ales. Acum am din ce să aleg, fraților. Ok. Bun, mai băgăm încă o cursă, după care trecem la horror. Ce ziceți, o? Hai, mai facem una cu poliția, că parcă alea mi se pare interesante așa cum poți să le faci. Dar astea sunt deblocate momentan, nu. Aici. Past Master, Rapid Response. There is no tougher test for the SCPD than to navigate the busy lanes of Hope Canyon at speed in the wet. Deci asta e pe șosea umedă. Drive quickly while avoiding any costly traffic collisions to reach the scene on time. Good luck, officer, the clock is ticking. Gata, șeful, gata. Bun, cum îi zice? Ce, la Camaro sau la joc? E Hot Pursuit. The Porsche 911 Turbo was the top of the range model from Porsche. Okay, am înțeles. Nu știu de ce am stat să ascult chestia asta, sincer. Ok. Ne dă mașină default, practic. Nu știu, aveam șansa să aleg altă mașină? Nu cred. Cred că erau obligat să fac cu asta. Haideți să vedem. Mamă, bă, da ce mașinuță aveam, ce-mi plac astea așa. Zici că-s de alea din a doilea război mondial, în puii mei. Al doilea război mondial, nu știu, oricum. După al doilea război mondial, sigur. Bun, top speed. Haideți să ne grăbim, băieți. Bă, și cum am zis, eu cred că o să-mi trec, o să-mi scad un pic la, după live-ul ăsta. O să-mi scad un pic setările din grafică. Cam unele FPS dropuri și nu-mi place. O să aveți experiență cât mai ca lumea, băieți. O să încerc să le modific încât să se vadă cât mai bine și totuși să am și FPS-uri bune. Bun. În time trial, da, am văzut, e time trial, da. Avem și o scurtătură pe aici, Doamne ajută să nu iau din greșeală. Aaa, ia bă, stai un pic, dacă avem coliziuni, ne scade cu 2 secunde. Bă! GTA San Andreas Definitive Edition e stricat la caracter și mai multe. Bă, caracterele efectiv, chiar azi am făcut un episod. Deci caracterele efectiv zici că sunt unii dintre ei, cel puțin zici că sunt Neandertal în puii mei. Deci efectiv le-au făcut, nu știu, mono, sprânceană, habar n-am. Hai că mergem bine, dar ar fi o idee să mergem mai aproape de mașini, ca să ne facem nitro. Dar hai că mergem și pe lângă, mai aproape de mașini dacă e.
Că la mine varianta merg aproape de mașină la modul la îi lovesc sau la modul trec pe două benzi distanță, știi? Exact ce ziceam. Mi-am luat degeaba nitro, frate. A, și plus că la San Andreas, acum vorbesc de ăla, Definitive Edition. Hai de viața mea. Stați, bă, că nu-i bine ce fac aici, bă. Nu-i bine, bă. Dar de Definitive Edition e nașpa și cu grafica, am pâine că e prost optimizată, e prost la modul nasol. Că nu știu ce DirectX ori băgat sau habar n-am, dar ceva nu e în regulă cu el. Dar na, mă așteptam, cum am zis, sunt puține jocuri de-astea remastered care să fie și bine optimizate și tot. No, acum scade FPS-ul de se duce dracu. Partea bună e că am trecut. Dar... A, am făcut goldul. Ok, mă gândeam că o să-mi scade și nu o să iau goldul. Hai că bine, iar am făcut mașină nouă. Nu cred, sau? You've been promoted. Gata, am trecut la level 2, băieți. No? Total boss 4. Ăla-i. Cadet 2. Mă scuzați. Bă, că suntem ne creștem rangul, bă. Ăla-i, am deblocat un 911 turbo. Bang. Fix mașinuța asta de care ziceam că e simpatică foc. New vehicle procured. Oh, și caimanu. Dar știți ce, nu înțeleg de ce mă lasă să aleg alte mașini fără să le cumpăr. Lasă, am zis, zic bine, nu? Dar unde? Garaj, uite-l aici. Garaj, cop. Și traffic police. Highway patrol. Uite, le avem, nu? Le avem, nu trebuie să le cumpăr sau ceva, pur și simplu mi se deblochează. Un pic ciudat, bă, sincer preferam varianta aia în care să cumperi mașina, nu ți se deblocheze și atât. Da, na, e ok. Bun. Cam aici atunci ne oprim cu cu NFS-ul, nu cu live-ul, nu vă speriați, nu cu live-ul, cu NFS-ul. Interesant joc oricum, deci foarte interesant jocul, mi-a plăcut, e mișto. Și abia aștept să continui. Sincer, mi se pare mai mișto ăsta, Hot Pursuit Remastered, cel puțin, decât Underground-ul, dacă are sens. Acum strict părere personală. Și decât Carbon mi se pare mai interesant. Față de Most Wanted, o să văd. O să văd ce gândesc. Bun. Haideți atunci să trecem noi frumos la horror.